Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod Astăzi o să facem o chestie mai uh, interesantă să zic așa O să facem turul casei uh, mele de pe 5M Bineînțeles că doar nu era din realitate Asta ce e? Asta e player? Nu, e player Am luat mașina asta uh, Pentru că vreau să mă plimb în ea N-am mai scos-o de mult din garaj și mamă ce murdare Se mai fac kilometri E un BMW M6, M5, pardon, mamă, nu cred că am greșit. Eu am un M6, știi? Și de obicei umblu cu ăla sau cu alta din Fast în furios pe care o să vă prezint cu altă ocazie, dar acum am zis să mai scot și pe asta, să mai fac kilometri, să zic așa, în ghilimele. Dacă tot suntem la semafor, hai să-mi pun și eu să vedem unde aveam eu, dar parcă, uite aici e casa noastră, E o casă super, super mișto Știu că e roșu, nu e niciun polițist Doamne ajută, copii nu treceți pe roșu Dacă o să vă luați permisul Pentru că nu e bine Chiar nu e bine Up! Nino, Nino, da, Nino Așa frumos Bă, merge bine mașina asta, adică chiar e de oraș 130 în oraș Asta chiar e de oraș Nu e ca să mergi până la Blank cu ea Sau ceva de genul ăsta E pur și simplu de oraș, hai că am și trecut peste. Mi-ar fi plăcut să... uite am o ieșire pe aici, asta e ieșire. adică nu cred că pot intra pe aici, stai. Pot intra pe aici? Nu cred. Ia să vedem... Enter home. Aparem pot să intru pe acolo. Ok, a pot să intru pe aici doar că nu am chestul sau nimic în casă, ales că nu vă arăt mai mult. Practic pot să intru doar că nu am nimic, să zic așa. Am o first person, că nu vreau să conduc dacă nu e first person. Ai de capul meu, a zgâiat Copii nu conduce așa. Pa păi da, n-am și eu uh, o parcare. Să fie mai roleplay. Hai să facem un conjur. Vă că e parcarea aia cu etajul acolo, dar... Pana mea e un hotel fără parcare. O, oh, Aici ce mai e? Ne uitam și noi. A, am înțeles. Sunt deja la etajul 1. Da, nu. No. U, ai, 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 am stricat-o. Noroc că avem niște, dale un flex la noi să reparăm mașina. C am început cu stângul roleplay, o să zic așa. E ok, nu moare nimeni, presupun. Părul meu stă foarte ciudat, trebuie să mă duc la tunzi și o să mă duc. Doar că, da, nu contează. Bă, îmi place mașina asta. Nu știu, îmi place forma ei chiar dacă... Ok. Chiar dacă e veche, să zic așa. Dacă e intrare, nu știu, cred că o să parchez pe trotuar. Ivan, hai, hai cu o bag totuși în parcare, să fie mai rol, ce zic? Nu pot să o bag pe aici în parcare? A, am înțeles. Nu, am impresia că e parcarea hotelului, să zic așa. Da. Sau... Da, uite că e și parcare, e și aici parcare. Acolo scria exit, ești nebun la cap. What the fuck? LOL <laughs> Pot intra cu botul Mor uh, Aș bloca mașina, dar mie că o să rămân cu ea aici dacă o blochez Ceea ce nu vreau Și hai să mergem frumos pe jos, că doar trebuie să facem sport, boss Oh god Deci pe aici, pe aici practic o să ieșim Doar că de intrat o să intrăm pe aici ca să avem acces la toate chestiile din casă Asta mi se pare destul de ciudat, da. Așa. Intercom. Eu stau la 58, parcă. Da, uite că am nemerit-o. Bun, deci hai să înceapă turul. Nu cred că am ochelarii ăștia. Ok, hai să înceapă turul. Deci aici, practic, vedeți cum stau banii la mine. Stau, eu am banii cât cuprinde. Stai puțin, parcă avem ceva în inventar Ok, e bun, echip N-am gloanțe la el, da? deci aici practic am un laptop, aici am ceva de la Apple Și uite cum stau tancurile de bani Aici e chestul, să zic așa, că nu o să-l deschid că n-aveți voi Voie, n-aveți nevoie să știți ce am eu acolo Servieta cu bani, adică uitați-vă și voi câția bani am Acolo e ceva când vin cu prietenii să sărbătorim, știi? Așa, aici am frumos un fotoliu pentru aspect Adică uitați-vă frate ce priveliște, uitați ce geamuri mari Chiar mi-aș dori o casă de asta în realitate uh, Acolo văd că deja e bucătăria Aici uh, e o cameră, știi, unde poți să aici vii și te joci barbăut cu prietenii Că eu de asta am atâția bani Și uitați aici TV cu sistem de audio super și mecher Asta e priveliștea care e absolut genială Nu aveți ce să spuneți, deci priveliștea e genială nu văd acolo de aia de elicoptere, mișto, mișto. Măcar să știu că pot să venim cu elicopter, dar nu cred că am să cobor. aia e. Frumos. aici doar așa, teancurile, uitați frate, că sunt bogat, sunt foarte bogat, am la bani cât vreau eu, îmi permit, și casa asta, uitați, aici e un colțar, venim și stăm toți la masă, uite, bani acolo, peste tot bani, Aici e o sticlă de, de, vin pentru că cu două pahare atunci când vin cu, cu prietena, să zic așa. Pe aici, după cum puteți vedea, acolo e masa. O să ajungem și acolo. Avem două cuptoare pentru, pentru servitoare, când noi avem și servitoare, doar că acum sunt în concediu, mă înțelegi. Aici avem niște fructe care mă surprind că sunt niște fructe aici. Bananele alea trebuie să le schimb, sunt cam vechi. Aici, uite, nu mi-am spălat vasele, am un frigider frumos, o lămpiță. O lămpiță, Aici am barul unde bem șaturile și servitoarea ne servevește Uitați cât a frigiderul, frate. Avem aici la chestii, Doamne, what the fuck, man. Avem la băutură pe 2 ani, frate meu. Pe 2 ani de zile. Uitați ce și mișto. Deci să mor dacă nu-mi place casa asta. E ciudat, din aici e tavanul atât de mare. Și aici e ce mai mic, dar e ok, știi? Uite ce privelește, mama. Și aici se discută afacerile date acolo bijuterii, Rolex-uri, pam, ești nebun la cap. Cele mai scumpe chestii, ceasuri, bijuterii, servete cu bani, un, un calculator de la Apple, laptopuri, ești ne mame, bijuterii iară. Aici se discută afacerile și aseară am fost o băută, știi, și n-am mai apucat să terminăm, așa că o să continuăm după fiecare ceia. Mamă, e genial, frate, cum se vede, e genial pe bune, de dreptul genial. Hai să urcăm. Bun, și acum să vă prezint etajul, a care aici practic nu prea vin, uite, mi-am uitat, ăștia mi-au căzut, am dormit pe ei, era perna mea, mi-au căzut din buzunar când m-am culcat, m-am uitat la un serial de flash, a seară pe aici, pe canapea asta și mi-au rămas banii pe acolo. Uh, și aici am stat puțin, după cum puteți vedea, încă mai am vin în paharul ăla cred că se vede, da. Deci ei vin de la albi gold. Aici alt tank de bani pentru că noi ne permitem să avem multe, multe tankuri cu bani. Pentru că, n-am înțeleg, eu sunt bogat, uite cum stau tankurile de bani acolo. Și, și aici la fel. E, am la bani, uite și aici în spate. Deci am la bani, n-am unde să-i mai pun, frate. Eu am un save la bancă, dar... E deja ocupat și aici stai frumos și te relaxezi și te uiți la priveliște noaptea e Super, super frumos Ia, sunt curățit ce oră în joc, mama mai avea ora 12, nu cred că o să prindem noaptea, dar aia e. Asta este setup de pe care fac eu YouTube fraților. Aici e și canalul meu de YouTube. Nu contează de canalul meu de YouTube. Avem aici o tastatură wireless, frumos, vedeți war managementul, e făcut super, super bine. Nu e nici măcar un fir, nici măcar un fir. Asta e o lampă, așa, na, două lampi ca să se vadă cât de cât camera. Camera e incorporată în web-ul, e incorporată în monitor. Așa. Aici din nou mai avem încă un pat frumos unde ne putem schimba. Chiar o secundă, save 2. Pe unul nu aveți voie să știți ce pentru că practic mi-a rămas de mai demult. Aici e încă o servietă cu bani, încă un laptop, în dulapul astea am tot bani, doar că n-am voie să vi arăt pentru că aș intra la pușcărie și nu e bine. Aici frumos e patul meu, patul de două persoane Aici e cartea soției mele care citește despre afaceri, mă înțelegi, uite cum scad și urcă afacerile Și eu mereu stau și mă uit la The Flash, mă înțelegi Și din nou încă un televizor, cred că e la fel de mare ca la de jos, doar că am mai puțin de boxe Că am zis că, băi, mi ajung astea Mamă ce genială e casa asta Și aici, ceea ce e puțin cam ciudat, e baia, frate Mie îmi place mult baia, cuveta, cada care chiar îmi place foarte mult. Aș vrea și în viața reală vreau să am gen cada la o priveliște de genul ăsta. E visul meu, frate. Uite-te și tu cum se vede. Să faci baia aici, știi? Practic nu te vede nimeni, că nu are cum să te vadă nimeni. Dar uite cât de genial se vede, frate meu. De deci se vede genial să faci baia aici. E toamnă, e visul copilăriei mele. Și aici o plantă parfumată, WC-ul e aici, practic trebuie să mai vină o ușă glisantă, la casa pentru că practic știu că aici e, na, mă înțelegi, e patul și aici e wc dar o să-mi vină ușa glisant, deci după aia tot o să fie bine, chiuveta e superbă, tablouri, plantă, încă o plantă, nu, deci n-aveți ce să spuneți, e de dreptul superbă baia, e tot ce te ai putea dori, covoraș acolo, Si uh, și da, cam, cam asta e casa, plină cu bani, duhinim în bani să zic așa, uh, Sper că nu vă deranjează expresia. Nu știu dacă am omis ceva. Nu e foarte, foarte mare, dar e mare. Sunt curios dacă pot să mă așez pe canapea aia. Ia să vedem aici dacă pot să mă așez. Ia să vedem. Te rog, ar fi foarte frumos din partea lor dacă m-ar lăsa să mă așez. Dar unde e? Am okay, Dar unde e sit? A, ah, e eu sit up, lol, nici măcar n-am văzut ce scrie. N am văzut sit ce atât am citit. Cred că nici măcar nu mai am sit un telefon. Habar n-am. Nu știu care e faza. Poate voi l-ați văzut, eu l-am omis, nu știu, poate o fi un pad ăsta. Dar, sincer, habar n-am, trebuie să fie pe aici. Ho? Nu, nu, Flex, mami, ești nebun la cap dance, cric, cop. No, habana. Oh my God, uitați, eu arunc cu țigările pe jos pentru că am major dom care vine să mi le strângă. o ați văzut și voi? Au despărut mașinile alea acolo, lol. What the fuck? Ai ah, un pod. Ah, sunt fryer. Cred că e intersecție n-am fost atent. Hai să mergem la mașina noastră. Uitați, frate, deci dacă aveți nevoie de bani o puteți să veniți la mine. Că avem o grămadă de bani aici. Avem sute de miliarde de bani. Sunt curios ce mai am în... Ce este oșa din casă? Dacă am bani ceva, nu vă uitați la... Nu vă... Uh, um, pistol. A, ăla e de la normal, de la magazin. Cred am că am ceva ce... SMG, body. Tacos. U, tacos, avem tacos. Vedeți, avem mâncare, provizii, în chest, bineînțeles că, na. Acolo avem mai multă băutură, ce să spun. Mai frigidă, știi, și nu țin aia în chest, na. Uite, a rămas mașina acolo, ce drăguț. Sunt curioz dacă mai e a mea. Pentru că, de obicei, dacă intri într-o clădire... A, da, în mea, spre surprinderea mea. E a mea, spre surprinderea mea, da. Și vă spun că vreți să vă arăt și parcarea de unde scot mașinile Pentru că nu, nu e de acolo ceea ce e cam ciudat Uite, vii aici Când vii, uite, vezi, vii de la magazin Hai să facem așa o chestie Vii de la magazin, frumos Îi dai cheile la băiatul cu vehicule El ți-a dus în parcare, doar că voi, na, nu mai vedeți Și de aici îi spui că vrei alta Și ți dă alta Și ți-a dus și alta pe unde poate el Ceea ce e super, super mișto Am impresia că pot parca și acolo Doar că văd că e de autobuz Deci în concluzie nu prea am voie Mașina asta e genială Deci e mult mai bine făcută Dar cu asta merg destul de mult Asta e așa mașina Am mașină mai rapidă Dar asta e așa medie Știi și e foarte plăcută de condus E super, super plăcută de condus Dacă veți să îmi vedeți toate mașinile Care le am am una surpriză pentru voi, care nu cred că v-am arătat-o pe vreun live sau cred că ați văzut-o pe un live, dar nu sunt sigur. Uite, a venit șoferul cu limuzina. Auzi, vreau sa iau o limuzină de asta, să văd și cum arată. Vreau să văd cum arată înăuntru. e nașpuță. Uite cum am scos arma și plecat Îmi place că aici o să mă duc să-mi scot ochelarii chiar hai să mergem să scot și ochelarii ăștia Nu place cu ochelarii Că văd că Nu mă lasă să-mi fac first personul Adică roleplay-ul Wow, 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 wow Uita, vedeți, dacă ați băut Eu am fost puțin acasă Acum și deja am băut, știi absolut, n -am ce să zic și eu acum ah, Hai să mergem și la atelier Să reparăm BMW-ul Pentru că noi avem bani, știi Nu, nu ne pasă Ați văzut câți bani avem în casă Nu, nu ne Nu ne pasă, mă înțelegi, dacă ne stricăm BMW-ul, nu ne pasă, suntem bogați dacă mă înțelegi. Și sincer vreau să mă duc să schimb culoarea mașinii în momentul ăsta. Deci în momentul ăsta vreau să mă duc să schimb culoarea. Chiar vreau chestia, vreau să pun un turcoaz. Da, 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 Dar trebuie să văd gen un turcoaz. Vreau altă culoare. Culoarea asta e genială, n aveți ce să spun. E roșu și cu negru. Bine, e, mid, e Midnight Blue sau ceva de genul. E părlescent și se schimbă așa când bate lumina. E prea mișto făcută culoarea asta. Asta vreau să o pun și la mașina mea în realitate, după ce mi-au permis-o. Acum vreau ceva să sară în evidență. uite, uite cum arată, frate, culoarea. N-ai cum să nu-ți placă așa ceva. Uite cum arată culoarea, frate meu. Uite-te la ea frate, cum arată frate, cum schimbi mouse-ul Pe la frumos, dar vreau eu ceva mai diferit, primarii uh, Metallic, metallic Vreau ceva la blue Neapărat la blue, 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 blue Vreau ceva așa prins Asta era Gasolin gri, abanam, ah, stai că mai dăm Ultra blue, mamă și asta îmi place cum arată Ultra blue chocolate, hey. Ultra blue sau... Sau turcoazul ăsta. Gasolin green, stai puțin. Și să dăm la secundari, la metallic Să dăm și aici gasolin green. S-ar potrivi un orange. Mă, no, așa o las, frate. Așa o las. Uite și tu cât spămează copilul ăla, frate. Și oricum nu mă duc pentru că am alte treburi din momentul ăsta. De obicei mă duc mereu, știi, dar... Am și eu voie să fac un videoclip pe YouTube fără să mă duc, na? Mamă, și asta arată genial. Am mai puține culori aici, văd că n-am aia. Și asta arată genial chiar îmi place asta La ceva de genul asta mă gândeam, știi? Uh, nu știu ce părere aveți voi, dar uite, mi îmi plac geamurile astea fumurii, dar în același timp îmi pune folie și peste, peste farurile care sunt super frumoase și bine lucrate. Pur black, limo. Green. Green arată. Da? Bine, se potrivește cu mașina, nu zic, nu? Limo. Farurile astea se văd așa de calume. Și aș putea să o pun pe asta, dar nu vreau să se vadă. Îmi plac farurile de la mașina asta și când pun folia aia se vede așa întunecat. Ai lăsăm mm. așa. Hai să mergem înapoi acasă. Bine, hai să dăm heal-ul ăla. Stai să văd dacă am dat la la mine în uh, inventory, nu am medicituri, nu mă mai duc. și eu voie să filmez un uh, videoclip pe YouTube, o prezentarea casei. Fără să... Fără să fiu destras în continuu, așa că da. Am pare rău, dacă se uită... E Uber pe server. Da, e Uber pe server. Ah, poate vine Uber-ul, acum ne permitem, Doamne ajută. Cred că servitorul meu Cred că m-a simțit că vreau să mă duc acasă Și mi-am luat mașina mai repede Eu call Uber Ia să vedem Bineînțeles că nu vine nimeni Pare o tantita Trebuie să-ți fur mașina Scopul scuză în mijloacele A, e de capul meu Ma. Ma. Mă duc la showroom, că nu pot să mă prezint cu chestia asta acasă. Uite, vezi să... Vezi... Uber coming. A, bine că accept după ce am plecat. aia, aia. mă simt nașpa, dar dacă a plecat... Aia, ochelarii mei. Știu cu e la ochelari am vrut să merg prima dată. Uh. 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 Uh, așa, așa, stai, nu, nu. Bun, uh, am și audierul 8, dar stai, 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 asta și să merge ce? Asta nu scot, e, -e FMK4, e o mașină pe care o să o vă prezint într-un episod. Nu știu dacă v-am arătat-o vreun pic pe live, cred că da, cred că v-am arătat-o pe live. Adică, bă, da, ați văzut-o pe live, ați văzut-o. Dacă vreau să-i fac o prezentare. Asta îmi place, frate. Uite te la ea. Uite ce agresivă e. Pot să o fac și de capotabilă. Nu merge ea tare, dar e la fel ca primul BMW M5. E de oraș, frate. Meu. De oraș. Scur și la obiect. Asta ah, e că puțin că vreau să mă duc. Cât am filmat episodul ăsta? 21 de minute deja, mamă, cum faci puțin pe server gata sa pa, ah, ești nebun la cap. De fapt, da, aveți dreptate. L-am lungit prea mult. Îmi schimb eu ochelarii după, nu-i problema. Și interiorul ăsta e super bine făcut, arată totul așa de clean și frumos. Știu că am deviat. Băi, fraților, presupun că aici s-a terminat aventura noastră. Presupun că viața s-a terminat. Și da, o să ne vedem data viitoare cu un nou episod. Nu uita de like, share și subscribe dacă mai vrei genul ăsta de episoade. Eu am fost Bucătaru și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!